SNT îi recunoate dezastrul provocat de legea salarizării, pentru că oamenii scad salariile. Ministrul SNT-i, Sorina Pintea, recunoate faptul că în urma aplicării legii salarizării aproximativ 10 dintre angajații din spitale vor avea salarii mai mici. Pintea arată că fiecare manager de spital poate regla această situație, dacă va acorda sporuri doar celor care pierd la salarii. Eu am venit cu această soluție încă de acum o lună jumătate. Între timp, sindicalitii au venit ei cu soluția diferențierii între spitale. Este o soluție găsită la cererea lor. Aproximativ 10 dintre cei din sistemul sanitar vor avea salariile mai mici. Devin pentru faptul că nu reușesc să se încadreze în bugetele alocate în fiecare spital sunt managerii de spital. Managerii de spitali. Cam atât. Fiecare trebuie să se gospodrească cât mai bine. Acele sporuri nu se dau pentru toată lumea, se dau doar pentru cei care pierd la salariul din februarie. Acum vom vedea dacă avem manageri buni în spitale sau nu, a declarat Sorina Pintea.